Forme incorrecte de mușcătură. Articulația temporomandibulară leagă maxilarul de craniu, ceea ce ne permite să mestecăm și să vorbim. Uneori este o problemă în această articulație, fie din cauza unor probleme de bază, cum ar fi bruxismul, anomalii congenitale ale condililor sau din cauza unei. Acest lucru poate declanșa o serie de simptome, cum ar fi durerea maxilarului, durerea de cap, durere și supraîncărcare a mușchilor gâtului, deschidere limitată a gurii și făcând clic atunci când mișcați maxilarul. Bruxismul este un obicei de a freca și a strânge dinții. Este frecvent asociat cu somnul, care apare mai ales peste noapte. Bruxismul este de obicei cauzat de o stare de anxietate, dar este legat și de factori genetici și alte boli. Simptomele includ uzura dinților, durerile de cap, dureri musculare, dureri articulare și sensibilitatea dentară, printre altele. Momente echilibrate și protectoare există într-o ocluzie normală. În bruxism, aceste mișcări pot fi modificate prin uzura progresivă a dinților. Dacă această eroziune continuă să avanseze, va afecta mai mulți dinți, reducând considerabil mărimea dinților în cele mai multe cazuri avansate. De asemenea, absența momentelor echilibrate pot afecta structura dinților, chiar provocând fracturi ale dinților. Este important pentru a menține ocluzia adecvată să folosim foaie de articulație. Această foaie marchează cu cerneală diferite contacte din dinte. De asemenea, pentru a analiza corect ocluzia pacientului, se fac matrițe ale gurii pacienților și se iau înregistrări de mușcături. Contactele nedorite sunt analizate în matrițele gurii pacientului pentru a planifica tratamentul adecvat. Pentru a evita problemele derivate din bruxism, se poate face o protecție, iar pentru a face acest lucru vom lua o amprentă a dinților și vom face niște gutiere care se vor purta în fiecare seară. Sper că vi-a plăcut clipul și v-a fost de ajutor. Pentru orice întrebări mi le puteți adresa, vă stau la dispoziție și nu uitați, like, subscribe și sharing is caring!